ziua. Noaptea de 17-8 februarie 2009, handbalistul Marian Cosma se afla în clubul de noapte Patriota local din orașul maghiar Veszprém împreună cu alți colegi pentru a sărbători nașterea copilului uneia dintre coechipieri. La un moment dat, s-a iscat o altercație între Cosma și un grup de 3 indivizi de etnie romă. Unul dintre aceștia s-ar fi enervat pentru că Marian i-ar fi făcut avansuri iubitei sale. Pe ultimele imagini, surprinse cu el de camerele aflate în discotecă, se vede cum românul este alergat pe scările din incinta clubului. Sportivul a fost înjunghiat de 3 ori, în inimă și în rinichi. După ce a fost înjunghiat, Marian Cosma a fost transportat la spital, însă medicii nu l-au putut salva. Fostul pivot, înalt de 2 metri și 11 centimetri, s-a stins din viață la doar 26 de ani. La momentul producerii acestei nenorociri, Marian Cosma juca pentru echipa locală, unde ajunsese în 2006, după un transfer de la Dinamo București. Alți 2 colegi, un croat și un sârb, au fost și ei atacați. Primul a fost înjunghiat în rinichi, iar cel de-al doilea a suferit un traumatism craniocerebral. La un an după crimă, unul dintre atacatori, Nemet Ghiozo, a povestit în presa maghiară versiunea sa despre ce s-a întâmplat în discoteca Patriota local. Citez, handbaliștii nu au fost nevinovați. A fost o agresivitate reciprocă care a dus la acea bătaie, dorită de ei la fel de mult ca și noi. Ei sărbătoreau un local și când am apărut noi, mi s-a părut că nu le-a convenit. Nu am știut că sunt handbaliști. Păreau mai degrabă niște mafioți. Aspectul fizic al lui Marian Cosma părea mai mult al unui mafiot decât al unui sportiv. Îmi amintesc exact că în acea seară, acel băiat înalt, Marian Cosma, a deranjat mai multă lume cu stilul lui de dans. Se lovea de toată lumea din jurul lui. De vreo 2 ori s-a împins și în mine. Era evident că este agresiv. M-a împins intenționat pe ringul de dans ca să mă provoace. Am început să ne îmbrâncim și a început bătaia. Au fost 3-4 băieți de la noi și 3 de la ei. Ne-am bătut cu bărbați adevărați. Le-am împărțit câteva palme, le-am simțit, dar nu a fost o problemă, că am ripostat și noi. M-am bucurat că am găsit pe cineva cu care să ne batem. Eu unul nu l-am înjunghiat pe Cosma. Am văzut că cineva este la pământ și altcineva este în genunchi lângă el. Am crezut că cel de jos este unul de ai noștri și atunci am fugit și l-am lovit cu piciorul în cap pe cel aflat în genunchi. Eu am plecat ultimul de la local, fiindcă nu-l găseam pe prietenul meu, Rafael Șandor, a spus Ghiozo Nemet. Ghiozo Nemet s-a oferit din pușcărie să îi doneze un rinichi lui Ivan Pesici, portarul pe care l-a rănit în seara tragică a morții lui Marian Cosma. De după gratii, Nemet a scris și o carte în care vorbește despre cazul Cosma. El recunoaște că de la el a plecat disputa cu Marian Cosma. Niște priviri rele pe ringul de dans din clubul Patriota, colegii au sărit să-l apere, Rafael Șandor a luat o sticlă în cap. Citez din carte. Am văzut pe cineva întins pe podea, dar nu știam că este mort. A fost un mare haos. A doua zi am auzit la radio că Marian Cosma a murit. Am înțeles. Știam că nu avem nimic de a face cu moartea lui Cosma, dar eram acolo. Oricum, hotărârea finală arată că nu am participat sub nicio formă la uciderea lui Marian Cosma. Dacă m-aș fi gândit cu capul unui om normal atunci, probabil aș fi mers la el ca să-l întreb ce s-a întâmplat, dar nu trăiam pe această lume. În Ungaria nu există încă niciun alt deținut care să fi fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru o tentativă de omor. Nu am vrut să îl omor pe Marian Cosma, scrie Ghiozo Nemet în carte. Verdictul în procesul asasinilor lui Marian Cosma a fost următorul. Rafael Șandor și Nemet Ghiozo au primit pedeapsa cu închisoare pe viață, dar vor executa doar 18 ani. Stoica Ivan a primit inițial 20 de ani de închisoare, după care i s-a redus la 9, dintre care a executat doar 5. Stoica Ivan a fost eliberat pentru bună purtare. Și-a schimbat numele, dar a fost din nou condamnat pentru trafic de persoane și proxenetism. Așadar, a mai primit o pedeapsă de 12 ani, dintre care 4 ani și 5 luni din restanța în cazul Cosma. Au mai fost eliberați, în afară de Stoica Ivan, alți 4 complici la uciderea lui Cosma.
în momentul în care a auzit că Stoica Ivan a fost eliberat pentru comportament impecabil, Petre Cosma, tatăl lui Marian, a avut o reacție dureroasă, citată de Libertatea. Lumea începe să uite tragedia mea, dar timpul nu-mi dojenește și mie rănile. Mă uit la mingea și la tricoul primite de la Vesprem, semnate de toți jucătorii din echipa de astăzi, și plâng, pentru că nu mai am lacrimi. Mă simt rău, am făcut încă un infart, al patrulea. Duminică am fost de urgență la spital. Suferința e mare, nu e ușor să știi că băiatul tău zace în mormânt. Nu doresc nimănui să fie în locul meu. L-au eliberat și pe ăsta, iar fiul meu putrezește în mormânt. El, cred că era de fapt cel care l-a omorât pe Marian. O să vorbesc cu avocatul meu să văd ce-i de făcut. Oricum am decis să deschid proces și la CEDO. Merg până în pânzele albe cu ei. Am încheiat citatul. În memoria lui Marian Cosma, Comitetul Director al Federației Române de Handbal a decis ca Centrul Național Olimpic de Excelență de la Sighișoara să poarte numele sportivului, iar în Vesprem i s-a ridicat o statuie. Ce părere am eu despre această tragedie? Cred în primul rând că pedepsele primite de vinovați sunt ridicol de mici. Este o sfidare la adresa dreptății și la adresa bunului simț faptul că niște indivizi care au luat viața unui om au primit pedepse de 18, respectiv 5 ani de închisoare. Dintre care, mă rog, au executat cât au executat. Iată că se poate și mai rău decât în România. Eu mă întreb așa, deloc retoric, chiar foarte serios mă întreb, dacă cel ucis era cetățean ungur, aceleași ar fi fost pedepsele pentru criminali? Cred, pe de altă parte, că handbaliștii români au provocat. Meritau să fie uciși pentru asta? Nu, categoric nu. Dar cred că au avut și ei partea lor de vină. Mi-este greu să cred că, așa pur și simplu din senin, celor trei indivizi le-a cășunat, așa fără niciun motiv, pe Cosma și pe colegii lui. De ce nu pe altcineva din acel local? Era plin clubul în acea noapte. Din câți oameni erau acolo, de ce le-ar fi cășunat atacatorilor taman pe cei trei handbaliști? Eu cred că există măcar o fărâmă de adevăr și în versiunea lui Nemet. Eu cred că Marian Cosma a făcut sau a spus ceva de natură să provoace un conflict. Asta cred eu. A, că lucrurile au scăpat de sub control, că reacția atacatorilor a fost disproporționată și exagerată și a dus la o nenorocire, asta este clar. Dar atacul nu cred că a pornit din senin. Cunoaștem cu toții comportamentul sportivului român. Nu al lui Marian Cosma, în mod deosebit, a sportivului român în general. Știm cu toții că sportivul român este amator de alcool și substanțe. Știm cu toții că sportivului român îi place să piardă nopțile prin cluburi de noapte în compania femeilor de proastă calitate și știm cu toții că sportivul român este agresiv. Avem atâtea și atâtea exemple. Există și excepții. Sigur că da. Întotdeauna există și excepții. O fi fost Marian Cosma o excepție? Poate că o fi fost. Numai că excepțiile confirmă regula. Este nedrept ce s-a întâmplat. A murit un tânăr la numai 26 de ani. Viața unui tată a fost complet distrusă. Marian Cosma nu merita să moară. Asta este clar. Dar tinerii cu exces de adrenalină trebuie să știe că în momentul în care inițiază un conflict sau provoacă un conflict, trebuie să fie pregătiți pentru răspuns. Orice acțiune are o reacțiune și orice cauză are un efect. Reacțiune, respectiv efect, care se prea poate să depășească cu mult capacitatea ta de gestionare a situației. Atât pentru acum, vă mulțumesc din suflet tuturor acelora dintre dumneavoastră care ați înțeles că sunt foarte importante pentru algoritmul YouTube comentariile și care atunci când nu aveți nimic de spus sau nu vreți să spuneți nimic în legătură cu cazul prezentat în clip, lăsați în comentarii un salut sau un cuvânt oarecare sau un emoticon. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc de asemenea din suflet tuturor acelora dintre dumneavoastră care vă abonați. Este deosebit de important să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Atât de la mine pentru moment. Ne vedem mâine la ora 7. La revedere!